Parcă mai e foc. Ce... cultura de palmieri. Pământul ăsta zici că e un nisip. Da, de pământul e foarte roșu. Ei, aici vin și iau de aici și după aia duc la fabrică. Deci acum mergem să vedem cum se fabrică uleiul de palmier. Direct da. De la sursă. Să mergem să-i salutăm. Uitați aici. Toți africanii sunt cu noi. Aha. Hai să vedem. Ei sunt foarte încântați. Hai să vă arăt. Nu, j'ai tech dice down. Deci așa arată o practică, cred că e sămânța asta din care fac ei. We need someone from here to explain the process, but it will be difficult. Maybe next time. Next time when we come. We will have also good lenses. Yes, we will be together with Father Epifanios. Uh-huh. Yeah, yeah. To translate this oil. Să fii foarte atenți aici că e destul de mult noroi. Nicoleta vrea să guste uleiul. Așa arată la culoare, avansă foarte roșie. Nu știu să descriu, dar e bun. Aha. It's ok. Da, It's very cheap. Okay, and then where is it? It's the same because this they boil it, and after they put it in this big casserole. Okay. And now step by step they bring the oil. Durează 12 ore să fac un bidon din asta de ulei. Deci 12 ore să fac un din asta. Așa mult? Da. Many hours. It's not easy. But they sell for you. Nice.
azi. Thank you. Iau și eu pentru acasă. Hmm? Da. Very tasty. Interesant. Am băgat piciorul într-o chestie asta de ulei. Everywhere. I have inside my car, I'll clean it. Odată să fiu și eu cu picioarele în noroi. Ei sunt toată ziua. Ah, mersi! Uite, doamna asta se oferă să spele picioarele. Wow! Thank you very much! Mersi! Mersi! Ah, it's okay! Thank you, thank you! Stai! Să se uită camera. Mersi. Ea mi-a spălat picioarele. Muracos de China. Muracos de China. Really happy. Ia uite la asta cum îl ține pe celălalt copil, brațe. Da, l-a băgat acolo cu totul.